Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Uite că nu așteptam să încep cu Offspring. Da, cu ce? Emisiune de după vacanță. Mihaela Mihai sau Lambada. Ce așteptai? O Lambada? Da, a fost, mă, niște ca om, a fost mai devreme, pe la 6:30. Dar tot și după aia ai dat și ISMC sau ceva? ISMC și ca om și ISMC vin la Iași, așa că lasă-mă în pace. Băi, ce ne bucurăm că ne-am întors din vacanță. Nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul. Să știi că sunt foarte multe schimbări. Pe DN1 au reușit să pună pasajul ăla supra-teran la autostrada A0 acolo, pentru una dintre treceri. Așa. Nu știu cum naiba se mișcă atât de repede. Fac aia autostrada acolo într-o viteză teribilă. Sigur, probabil că nu se lege la nimic, că pasajul ăla care trebuie să se lege la autostrada a 2, înțeleg că e dat la niște italieni de aia care nu fac nimic. Intrăm în an electoral, nu? Așa, da. Că și la mine, pe acolo, e frâsuneală mare, s-au spart toate străzile. Adică peste tot s-au spart străzile. E spart tot orașul. Da. Păi nici nu poți să pleci în vacanță, că te trezești că vii acasă și prind autostrăzi de lucruri de genul. Da. S-a asfaltat aici pe șoseaua Pipera, cum îi zice, la metro Aurel Vlaicu, s-a asfaltat, e incredibil. Am venit azi, erau două benzi, n-am mai văzut două benzi de circulație acolo de viață. Au pus o țeavă ca lumea acolo. Au pus țeavă mare. Cred că au schimbat țeava în fiecare zi, vreo jumătate de an. Aha. Acolo. Da. Am plecat pe benzină 6,80 lei, m-am întors pe benzină 7,30 lei. S-a scumpit. Deci... Să vezi ce prețuri sunt la benzină în Franța și în Spania. Ce prețuri? Unde colindai eu. Aha. Păi în Franța e între 1,90 € și 2,20. Așa vă adică trebuie. Adică 9,50 lei până la 11 lei bate. Aha. Și ți-ai luat mașina acolo? 50. Ți-ai luat mașina? Da. Ai închiriat? Da. Bravo, ești în bani. Da. Nu, că am fost 5 în ea. Eu am fost, într-o parte a lumii în care cred că se circulă cu petrosin, nu cu benzină sau cu ceva, și se vinde la sticlă de aia de 2 litri de plastic pe marginea drumului, așa că acolo nici nu conta prețul. Practic, ideea era că acolo, na, benzină, petrosin la... La Luca erau 5, exact ca pe contul de Netflix. Da, exact. Bravo, băieți! Eu am fost la mare anul ăsta la noi. L-am așa cunoscut pe Nelu Vlad. Am văzut formația Azur pentru Maica prima dată în viața mea. Cine e Nelu Vlad? Domnul care cântă la Azur toate piesele de ei. Am văzut că Delia a lansat un nou cover după Manea. Da, dar nu e, asta nu e lui Nelu Vlad. Nu. Asta ce-a lansat acum e ceva, nici eu nu știam. Originalul. Băi, da, practic, nu dăm la Radio Proto-Manea. Haide, mă, să dăm la Radio Voting, să vedem. Hai să vedem. Practic, să enervăm lumea din prima zi. Ce se întâmplă? Sirena sau ceva, nu? Eu am fost, sirena, surprins că am avut senzația că e magnetofonul lângă mine. Cam caștanul lângă mine și au toată discografia aia din anii 80. Da, a fost foarte tare. Vă dați seama că fiecare vorbește aici în legea lui, nu? Da. El e cu Nelu Vlad. A rămas cu Azurul, da. A prins-o cu cenușăreasa, cu... Nu? Da, cu toate, cu toate, 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 toate. Practic n-a fost domnișoară să nu aibă melodie la Nelu Vlad. Da, cum adică l-ai cunoscut pe dânsul? Ați avut cearșaf unul lângă altul sau cum? Nu. A fost într-un spectacol. A fost într-un spectacol pe care l-am prezentat și am avut onoarea. A, și ai prezentat spectacol cu domnul Nelu Vlad Azur? Cu domnul Nelu Vlad, da. Mamă, ești tare de tot. Și cu Maria Dragomiroiu. La ce terasă prezentat. Nu e adevărat. Băiau, te rog frumos, e eveniment ca lumea, Zilele Mangalie. A fost tare frumos acolo. Zilele S-a Mangalie adunat tot orașul. Mă, ce tare. Da. Păi se poate. Despre ce vorbim. Și domnul, domnul Vlad, am văzut. Are... Părul pe parte așa ca cum domnul Băsescu, nu, cum avea domnul Băsescu pe cred, parte? Cred că îl confunzi. E țiplă omul. Băi, e țiplă, știi? Mai știi păpușile alea de pe vremuri când le scoi? Aveau, erau cutiile alea așa, dreptunghiulare. Nu înțeleg, și le scoteai. Era, și erau țiplă. Ochii, ochii și la, făcea, mama! La fel era și el. Am avut senzația că toate hainele de pe el sunt noi, aha, apretate, de la de stăteau băț, așa, și că e scos dintr-o cutie. Așa a intrat pe scenă, așa a ieșit. Foarte tare. Luca, ce cauți, mă? Luca, s-a dereglat combinația. Bine. Deci, aparent nu funcționează încă tot în studio, dar să știți că se rezolvă problemele. Da. Încă mai căutăm cabluri pe aici. Da. Să dăm drumul la muzică, zic. Hai, măcar muzică începem. Mai avem? Mai avem, mai asta avem. E bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.